Un stomatolog din Zalău le propune pacienților săi să se lase tratați fără anestezie, cel puțin fără cea clasică, și nu e vorba de vreo terapie traumatizantă, ci de o tehnică inovatoare prin care pacientul izolează durerea doar cu puterea minții. O să doară oare? Nu o să doară deloc. Este sigur de asta. A studiat tehnica luni de zile, a experimentat apoi cu prietenii și de câteva săptămâni o propune și pacienților. O să aveți posibilitatea să vă anesteziați singur din Sișorul și o să lucrăm la el fără durere absolut deloc. Zeci de persoane au acceptat până acum tratamentul minune. E nevoie doar de concentrare, spune medicul. O să repetați după mine în gând ce vă spun eu. Gura mea se umple de salivă lichidă ca apă. După câteva minute de relaxare, psihoanestezia începe să funcționeze. Așa că simțiți o stare de calmare. Doar cu puterea minții, pacientul pare să izoleze orice durere. Cum vă simțiți până acum? Foarte tare, nu mă doare deloc. Pacienții sunt încântați de idee, există însă și sceptici. Nu știu să spun foarte multe, a fost prima dată când am trecut prin așa ceva, dar cred că toți dinții o să mi-i fac așa. E ceva extraordinar. Mi se pare mai corect decât o injecție care nu știu dacă e bună sau nu e bună. Veți încerca? Deci mergeți, mai pur și simplu trebuie, nu? Nu. Nu credeți în așa ceva? Este o tehnică descoperită de un doctor ginecolog din Spania. Orice vindecare prin această metodă se face de 10 până la 15 ori mai rapidă. Și nu costă nimic în plus. Anestezia psihologică este folosită cu succes încă din 1972 de medicul care a inventat-o.